LPS Suceava a câștigat pe terenul Politehnicii Iași cu scorul de 7-28 într-un meci din prima etapă a returului campionatului național pentru juniori 1. Pentru jucătorii antrenați de Codrin Prorociuc și Mihai Coca, aceasta a fost cea de-a patra victorie stagională. Suceavenii au câștigat pe stadionul Tepro din Iași prin eseurile marcate de Fabian Beleca, Daniel Hostiuc, Gabriel Plăcintă și Lucian Godroman. În clasament, pe primul loc se află Rapid București cu 19 puncte, urmată de LPS Suceava tot cu 19 puncte, CSM Constanța cu 11 puncte, Dinamo București cu 5 puncte și Politehnica Iași fără niciun punct. În următoarea etapă, LPS Suceava va înfrunta Rapid București, duminică de la ora 11, pe stadionul Unirea din Suceava.